Etapa județeană a Olimpiadei Interdisciplinare Cultură și Spiritualitate Românească s-a desfășurat astăzi și la Drobeta Turnu Severin. Competiția școlară, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți cu implicarea cadrelor didactice de la disciplinele religie și limba și literatura română, a avut loc la Școala Gimnazială Constantin Negreanu din oraș. Cu multă bucurie participăm astăzi la ediția județeană a Olimpiadei Interdisciplinare Cultură și Spiritualitate. Suntem alături de profesorii organizatori, de profesorii coordonatori de elevi pentru a transmite binecuvântarea Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehai, și în același timp gândurile de apreciere pentru tot efortul depus atât de elevii care încearcă astăzi ca să se califice la o fază națională a Olimpiadei, cât și profesorilor care de-a lungul acestei prime jumătăți a anului școlar 2022-2023 s-au ostenit suplimentar pentru a pregăti acești elevi în vederea participării la acest concurs. Obiectivul principal al acestei competiții este promovarea interdisciplinarității dintre religie și limba și literatura română. Participanții trebuie să aibă abilități pentru susținerea unei argumentări personale bazată pe studiu comparativ. Vorbim de o olimpiadă care se bucură de un real succes în rândul elevilor, pentru că an de an limba și literatura română și religia, în prietenia numită interdisciplinaritate, fac casă bună, astfel încât elevii să se bucure de un concurs reușit. Eu am mari așteptări de la acest concurs, pentru că și în anii trecuți elevii bine pregătiți de profesorii de limbă și literatura română și de religie au obținut și la nivel județean, dar și la nivel național premii importante, inclusiv premiul întâi. Știm că paradigma aceasta a culturii și a religiei ne definește pe noi ca popor și sperăm ca și elevii de astăzi să ne confirme. Școala Gimnazială Constantin Negreanu organizează și anul acesta concursul național Cultură și Spiritualitate, etapa județeană. Ne bucurăm de participarea numeroasă a elevilor la acest concurs, deși astăzi au loc și alte olimpiade școlare. La olimpiadă s-au înscris 161 de elevi. Tema concursului de astăzi cred că va fi natura, pentru că eu am învățat foarte mult din natură și mi-a plăcut foarte mult crearea lumii. Am citit în câte zile a făcut Dumnezeu lumea și mai multe citate importante. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Facere, capitolul 1, versetul 1. Pentru început am citit foarte multe citate din Biblie despre iubire și despre familie, pentru că sunt foarte importante, și am fost ajutată și de părinți prin a găsi și ei anumite pilde despre credință și mi-a plăcut din totdeauna religia. Eu m-am pregătit învățând citate din Biblie, repetând la literatură și consider că o să mă descurc. Am mai participat. Am obținut mențiune, dar sper să fie mai bine anul ăsta. Mi-a plăcut cum Dumnezeu a creat lumea în 6 zile prin cuvântul Său atotputernic. Nu am mai participat la cultură și spiritualitate, în schimb am participat săptămâna trecută la limba și literatura română, faza județeană. Olimpiada este un pas în viață pentru fiecare elev, având ca scop pregătirea pentru următoarele examene care vor fi în viața noastră ca și cum niște pași pe care îi avem de urmat. O olimpiadă ne afirmă, ne ridică și ne învață să ne depășim fricile uneori. După mine, acestea ne ajută în a evolua în propriile noastre cunoștințe. Nu am mai participat la acest concurs din gimnaziu, m-am concentrat mai mult pe olimpiada de religie, îmi doresc ca anul acesta să iau un punctaj bun, pentru că sunt pasionată atât de română, cât și de religie, de teologie și îmi doresc ca această pasiune să se fructifice într-un rezultat extrem de bun. Mi-a plăcut că textele de la Părintele Iustin Pârvu sau lucru pe text, îmi place foarte mult în partea de limba română. Etapa națională a Olimpiadei va avea loc în două orașe, la Alba Iulia pentru elevii de gimnaziu și la Oradea pentru cei din clasele 9-12.